Gata. Domnul meu, aș vrea să ne spui de unde ai acest mic arsenal de arme și muniții identificate la domiciliul dumitale. Le-am găsit într-o șură pustie. Unde? În ce zonă? Aici, în Buzești. În comuna Buzești de sus. Sus, satul? Da. Păulești. Păulești. La ce foloseai aceste arme și muniții? Nu le-am folosit. Le-am păstrat, mi-a fost frică să le dau. Am zis că cine știe ce mai îmi pun în cârcă, ce știu eu cine. Spune-mi, ai permis de armă? Nu. Ai deținut vreodată permis de armă? Nu. De ce nu te-ai prezentat la autorități, la poliție, să-ți faci permis de armă? Ce te-a împiedicat? Am fost când eram mai tânăr, am fost odată, când pe vremea lui domnul Novăceanu, Da? am dus dosar acolo și au rămas la filială. Și nu crezi că era mai în regulă să-ți faci permis de armă pentru ele? Deci nu știu din ce cauze nu mi-au aprobat dosarul. La vremea respectivă, La vremea respectivă, da. dar acum recent nu mai Acum sunt bolnav și n-am mai, n-am, nu m-am simțit în stare să merg pe teren.